Reamintesc cuvintele acestea, scrise pe o invitație la Uliej. Puterea noastră trebuie să fie munca. Casa noastră este credința. Drumul nostru trebuie să fie cinstea. Haina noastră este demnitatea. Aurul nostru este patria. Arma noastră este fapta. Iar izvorul mângâierii este satul în care ne-am născut. Satul cu o anume neliniște firească, neliniștea autorilor, pentru că nu mai este satul tradițional propriu-zis, cu formele de altă dată, ci este satul pe care în limbajul zilei, în limbajul modern, suntem nevoiți, vrem, nu vrem, să-l numim sat european. Dar tocmai pentru că nu mai este satul tradițional propriu-zis, trebuie să îi conservăm, să îi promovăm identitatea. Nu putem să îi promovăm locului identitatea fără a o cunoaște. De aceea, cartea vine să aducă această cunoaștere, acest univers de cunoaștere identitară. Este un colocviu al identității cuprins în acest studiu monografic. Penetrează monografia vârste și evenimente, vechimea și noul localității, dezlegând cu abilitate sensuri de viață și de spiritualitate. Este o profesiune clară de credință a autorilor. Scria Eminescu în publicistica sa, ar trebui să o pomenim mult. În prăpastie vor cădea cei ce nu vor ști să deslege la timp sensurile zilei. Autorii acestui studiu monografic nu cad în pericolul de a nu ști să descifreze sensul. Dimpotrivă, împlinesc un gest cultural reverberant. Într-o perioadă în care se scriu monografii sătești fără niciun Dumnezeu, cu autori jalnici înscriși pe pagini derizorii. Monografia domnilor profesor Ponțiu e carte de învățătură. E restituire culturală și e biografie umană, e carte de știință. Acest aspect științific al lucrării e consolidat de o vastă bibliografie, de fișe de informatori, de repertorii lingvistice, de arhaisme, de toponime. Vin anexele să împlinească studiul monografic și o sugestivă pagină de recapitulare a cărții prin cronologia evenimentelor. Este un gest atât de elegant, atât de frumos pe care îl propun autorii când recapitulează povestea. Când spun ceea ce trebuie să nu uităm sub nicio formă în această pagină de recapitulare, de cronologie. Monografia concurează cu monografiile care se înscriu în acea metodologie pe care o invocă cei care comentează
monografiile, felul în care se scriu aceste monografii necesare, repet, astăzi. Monografiile sunt numite lucrări de mare complexitate pe care le pot face cei care, citez, au multă împlinire intelectuală și sunt capabili să se supună ani de zile unui aspru studiu. Am citat din doctorul Aurel Baida. Monografia aceasta are complexitate, are ani de studiu și este evidentă împlinirea intelectuală a autorilor. O să închei spunând că această carte ne întreține nădejdea. Pornind de la valoarea locului, nădăjduim în continuare. Și este un lucru pe care trebuie să îl avem în momentul acesta de trăire frumoasă. Faptul că monografia este semnată de Tatăl și Fiul. Două biografii culturale, o experiență vastă, o experiență mai tânără și mi-am amintit, parcurgând monografia, de ceea ce relata interpreta de muzică populară Mărioara Precup într-o emisiune la Radio Târgu Mureș. Mama ei era Maria Precup din Leșul Ilvei, cea care a înregistrat pe discuri de ceară la radiodifuziunea română, cea dusă la Muzeul Satului de Dimitrie Gusti și strânsă în brațe, pentru că era o voce rară. Fiica i-a preluat vocea, se înscriu amândouă, mama și fiica, la un concurs național de muzică populară. Mulți concurenți, trebuia să intre în scenă una după cealaltă și președintele jurului s-a dus în culise și a spus: numai una dintre dumneavoastră, hotărâți, ori mama, ori fiica. Și atunci Maria Precup, mama, i-a zis: du-te tu, Mărioară, pentru că drumul tău este deschis, viața ta este deschisă. Și a vrut Mărioara Precup să a pășit să intre în scenă și atunci a auzit vocea mamei: Mărioară, dar nu ți-am dat tonul. S-a întors și a dat mama tonul și a intrat în scenă și a interpretat un cântec de la Leșul Ilvei care i-a adus o medalie de aur. Domnul profesor Vasile Conțiu, atât de prețuit la Reciu, i-a dat ton bun fiului. Domnia sa este profesor doctor la unul dintre cele mai prestigioase colegii naționale, Colegiul Alexandru Papiu Ilarian, are și catedră universitară, este și teolog, a primit tonul de la familia domniei sale. Știind atât de bine și repetând, a spus cuvintele acestea și în monografie, l-au impresionat, îl urmăresc, cuvintele rostite de înalt preasfinția sa Andrei, arhiepiscop de Alba Iulia, când s-a sfințit biserica de la Coasta Mare. Doamne, trimite harul Tău cel Sfânt peste toți cei ce s-au ostenit la zidirea și înfrumusețarea casei Tale. Cartea aceasta
înfrumusețează prin osteneală casa cea mare a regiului, dar și casa luminii neînserate a bunului Dumnezeu. Îi felicit pe autori, îi respect, îmi sunt dragi, intră cartea aceasta în continuare în lectura mea pentru ca să vă cunosc mai bine, să pot vorbi altădată despre Râciu cu și mai multă dragoste. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Pe acest curs, pe această conferință, a transformat lansarea cu sală de amfiteatru studențesc și mulțumesc că a ridicat această sală la rang de amfiteatru universitar. Vorbea despre documentul pe care l-au realizat cei doi autori. Acest document mai înseamnă încă ceva. Domnul Vasile Conțiu iese din această carte din istorie și intră în istorie. Momentul nu putea trece neobservat și așa cum ne stă bine atunci când ne respectăm, respectăm și valorile. Din respect față de valoare, Inspectoratul Școlar, prin vocea Inspectorului General Dumitru Matei, va face acest exercițiu de admirație și de recunoaștere a valorilor. Vă rog.